Vă salut, dragilor! Bine ați venit la un nou clip. Suntem prin Brașov. În spatele meu este poarta Ecaterinei, așa se numește, poarta de intrare în Brașov, în cetatea Brașovului. Și acum vom face un vlog pe bază de recenzii restaurant. Vom merge la Ursul Carpatin să mâncăm masa de prânz acolo și să vedem ce preparate au și ce gust au aceste preparate. Am văzut multe reclame cu acest restaurant din Brașov și suntem curioși să vedem cum arată, ce meniu au și ce gust au preparatele lor. Hai să mergem către Ursul Carpatin. Aici suntem în piața Sfatului, dragilor. Undeva acolo e Biserica Neagră. Da, e plin de terase și restaurante pe aici. Și noi o luăm în jos acum, către restaurantul Ursul Carpatin. Este undeva mai jos pe dreapta. L-am văzut. Și mergem către el acum. Acolo undeva sus este tâmpa, este telegondola sau telecabina de la tâmpa, care vă duce pe vârful tâmpa. Și aici la fel e plin de terase și restaurante de-a lungul acestei străzi, care e străjuită de magazine în stânga și în dreapta. Foarte frumos, foarte frumos. Brașovul e orașul sufletului meu. Uitați-vă ce frumoasă e clădirea asta de aici. Da, și acum vom face dreapta. Uitați, restaurant Ursul Carpatin. E aici, în dreapta, unde sunt terasele ăștia. Hai să vedem dacă avem noroc să găsim un loc liber. Gata, dragilor, am ajuns la Ursul Carpatin. Hai să vedem ce găsim pe aici de luat. La ciorbe, cred că o să-mi iau o ciorbă de burtă sau o ciorbă de fasole în bol de pâine. Cred că o să-mi iau o ciorbă de fasole cu ciolan afumat în bol de pâine. Și aș vrea să iau niște coaste. Da, uite-le aici, coaste gătite low and slow. Da, cu cartofi proaspeți tăiați cu usturoi pătrunjel și sos pentru coaste. Deci asta o să-mi iau. Coaste și cu această ciorbă în bol de pâine. Da. Sunt o grămadă de chestii pe aici. Așa. Și hai să vedem la... Și cred că o să-mi iau o apă. Da. Voi ce vă luați? Deci, aha, și iau burger și tu ce ții? Hai, mai uită-te. Ți-ai tocăriță, vezi că e și carne la găleată pe acolo. O să iei carne la carne. Eu zic să ții din aia, că ți-a fost poftă ieri. A? Ce zici? Coaste afumate. Eu nu coaste, cu sos de coaste. Gârnați de casă afumate, mușchiuleze pentru afumat și mărire. Eu zic să-ți iei carne la... Asta, carne la garnă? Da. Nu? Da, și să-mi aducă și niște solte. Da. Ok. Stai puțin. Ce ai aici? Am carne la garniță. Uite, cărniță, mușchiuleț. O să-i chemăm
coastă și cârnăcior. Arată bine. Da, și mi-am luat și mușlei. Poftă mare. Ia să-mi zici cum e. Merge? Bună? Da. Hai că aștept să vină și ciorba mea acum. Dragilor, cam așa arată burgerul lui Ana. Cu cartofi prăjiți. Da? Și aici este ciorba mea. Să-l las un pic. Și aici e ciorba mea de fasole în pâine. Da, cam așa se prezintă. Da, să avem poftă. Hai să vedem cum e. Da, e super bună. Arată bine. Super bună, dragilor! Da, continuăm să mâncăm ciorbița. După care așteptăm coastele să vedem și acelea cum arată. Dragilor, a venit și coastele mele, cam așa se prezintă. Și au un miros extraordinar de bun. Dacă începem acum să le înfulecăm, să vedem cum sunt. Hai să vedem cum sunt. Să ne mai comunicăm. Dragilor, sunt bestiale coastele. Își fac fiecare bănuț. Thank you.
ți-o topesc în gură, sunt foarte, foarte bune. Le terminăm și pe așa și așteptăm papanașii, să vedem papanașii cum arată și ce gust au. Revenim într-o secundă. Dragilor, papanașul arată cam așa, ăsta e cu smântână. Și asta avem este aici, fără smântână. Da, rog să nu mănâncă smântână și ăsta e cu smântână, cam așa sunt. Miroase foarte, foarte bine, abia așteaptă să fie devorați. Hai, pune mâna și mănâncă. Ia să-mi spui cum e. Ia vezi. Cum e, bun? Dragilor, tot ce ați văzut aici, că am consumat în prezentare, două sticle de apă, sucul ăsta și mâncarea care ați văzut-o, limonada, 329 de lei. Da? Eu zic că raport calitate-preț este ok. Porțile suficiente. Hmm? Da. Gata, dragilor, am terminat și de mâncat la Ursul Carpatin. Acum mergem către mașină și o luăm ușor așa spre casă, că e târziu. Deja e ora 3 după masa. Facem vreo 4 ore jumate până acasă. Foarte bună mâncarea. Vă recomand restaurantul Ursul Carpatin. Au un meniu foarte stufos. Prețurile sunt decente și mâncarea e foarte, foarte, foarte bună. Și au cei mai buni papanași. Ți-au plăcut papanașii? Da. Na. Hai să mergem la mașină și să părăsim Brașov. Dragilor, am ajuns la mașină. Pentru 3 ore și ceva am plătit 35 de lei. Etichetul ăsta este prima parcare de lângă Piața Sfatului. O parcare foarte mare, veniți, vă lăsați mașina aici și nu aveți niciun stres. Sper să găsiți loc de parcare, de obicei e cam full, după cum s-o observă. Na, cam asta a fost plimbarea noastră prin Brașov. Dați și voi o abonare la canal acolo, un click pe clopoțel. Sper că v-a plăcut clipul. Să ne auzim la noi și noi episoade. Numai bine, bye!